efectiv fața mea a picat. Am dat iama în măști. Bună și bine v-am găsit la nou de lucrurile pe canal. Astăzi revin cu un nou haul DM și sunt foarte multe produse. Sincer să fiu, m-am șocat și până și pe mine, pentru că eu știam că am niște bani pe cardul de la DM, pentru că, după cum știți, eu sunt ambasador DM, ceea ce înseamnă că lunar am o sumă de bani pe card și știam că am bani pe card, mai aveam vreo 180 de lei, din câte țin eu minte, și m-am dus așa ca o floricică. Eu sunt genul care atunci când merge în DM, îmi place, pe lângă faptul că fac materiale pentru colaborarea mea, îmi place să calculez. Și îmi calculez totul acolo pe calculator, pun un produs în coș, mai calculez, pun un produs în coș, mai calculez. Ei bine, de data asta, cred că am uitat să calculez niște produse, adică la modul că mă uitam la ele, eram gen, să le iau, să nu le iau, hai că le iau. Și după aia treceam la altul, că vedeam altceva și am cam uitat. Și când am ajuns la casă și mi-a zis doamna că, ok, 118 lei. Deci, efectiv, fața mea a picat. Pentru că nu mă așteptam, adică am crezut că m-am încadrat, dar se pare că nu m-am încadrat. Ok, și pe lângă asta vreau să vă zic, adică se vede că m-am tuns, o să vă zic acum un pic despre decizia mea. M-am tuns pentru că îmi cădea foarte mult păr și pentru că nu mă mai regăseam cu el. Eu am avut mereu o problemă cu părul, păr pisicos, fin, moale, casant, și am zis ok, știi ce, hai că facem o schimbare și am decis să mă tund și îmi place mult mai mult așa, ok. Trecem peste tema de data aceasta în care a trebuit să mă încadrez așa, a fost make-up și skincare, tendințe de machiaj. Acum, sincer să fiu, nu știu dacă m-am încadrat ca lumea, pentru că eu când am aflat tema, am zis gata, mă duc la cumpărături, deja eram la magazin, dar trebuia să mai aștept ceva. Nu știu ce, un document cu niște informații, nu l-am așteptat, m-am dus la cumpărat, așa că dacă n-am cumpărat bine, trecem peste, vedem noi cum facem. Și o să vă arăt și câteva chestii care nu fac parte din zona de skincare și make-up. O să încep cu ele și o să încep cu aceste forme de copt pentru brioșe. Măi, deci le văd pe astea de foarte mult timp în magazin. Eu am tot avut forme în astea, știți, de hârtie, care le pui în tavă și aia e. Dar, deci nu mai nimeresc niște forme în astea strașnice. Toate pe care le am, și am luat și de la Jumbo, și de la Pepco, și de unde n-am luat, toate mi se lipesc de compoziție. Și am zis, ok, știi ce, hai să iau eu niște forme în astea din silicon, că mă gândesc că e mai bine așa. Și vai cât de frumoase sunt și sunt și cu mov. Deci avem așa, cu mov, cu portocaliu și cu acest un fel de verde mentă, cam așa. Astea sunt foarte strașnice, așa, și mă gândesc că o să fie bune, nu mai știu prețurile, dar o să le aveți pe ecran, pentru că evident că am luat kilometricul bon, bonul kilometric, de fapt. Așa, apoi, mi-am luat eu o chestie în asta, Fruit Snack, pentru că mi-a plăcut foarte mult data trecută. Acesta este de la Nutrino Lab și avem așa, mix apple, peach, strawberry și raspberry. Eu am luat în special pentru că am văzut strawberry și raspberry. L-am avut pe cel cu gust de, nu cu gust, cu mov, și mi-a plăcut foarte mult. Și zic, bă, dacă tot mi-a plăcut atât de mult, hai să-l iau și pe ăsta, să văd cum e. Apoi, tot așa din sfera de hai să văd cum e, am luat aceste Fantastic Pocket de la Balea. Sunt
este un aparat de ras cu 5 lame. Și așa micuț și m-am gândit că este bun așa și pentru călătorii, nu că aș visa eu la așa ceva, adică nu că n-aș visa, nu că aș face treaba asta când plec undeva, că de obicei dacă plec undeva mă fac în prealabil, dar na, am zis hai să luăm, plus că a fost cu, adică a fost, este cu mov. Deci uitați-vă și voi cât de mic e, deci n-ai cum, e super cute. Și e cu mov și cu albastru ăsta mentă, deci ambele nuanțe îmi plac foarte mult. Apoi, am mai luat două astfel de chestioare de la Mivolis. Băi, sunt foarte bune, deci vi le super mega recomand. Niște pastiluțe și ușor mentolate și fructate. Am luat două pentru că știu că îi plac și mamei mele și am zis că una o iau eu și una o dau ei. Și au fost și super ieftine, gen 2 lei și ceva. Mi-am luat iar aceste beauty sweeties, nu cred în chestia asta cu coenzima Q10, aloe vera biotină, dar îmi place gustul lor. Și data asta le-am luat pe astea cu în formă de iepure. Știți că data trecută am luat cu pisicuță și acum am luat cu iepure și cred că sunt și mai multe arome din ce văd eu aici. Okay. O să văd cum sunt. Și un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt. Cei de la DM au acum în aplicație, dacă îți scanezi cardul și adun puncte și faci cumpărături atât online cât și în magazin, ai diverse oferte și eu am prins oferta asta, adică ofertă, promoția asta, voucherul acesta de puteam să-mi aleg un gel de duș de la Balea gratuit și eu l-am ales pe ăsta. Avem lămâia și în spate, buttermilk și lemon, care miroase incredibil de bine, doamne, ador mirosul. L-am mai avut, știu că îmi place, totul bine. Ok, și acum hai să trecem la skincare. De unde să încep? În primul rând am luat apa asta micelară. Într-un fel îmi pare rău că am luat-o pe asta, pentru că aș fi vrut ceva de la Balea, dar m-am zăpăcit pe acolo și am luat-o pe asta. Până la urmă, ideea cu ea este că văzusem eu un clip la o tipă în care spunea că la achiziționarea unui produs Garnier de față, apă micelară sau gel de curățare, primești un tatuaj de la nu știu ce brand. Și am zis, hai să încerc. După ce am ieșit din magazin și am văzut că n-am primit nimic, am intrat înapoi la clip și am văzut că sunt doar anumite magazine de unde există promoția asta, așa că da, asta e. În fine, oricum, mie îmi place apa micelară de la Garnier, am luat-o pe asta cu aloe 3-in-1, eu cred că am mai avut-o, dar am avut din gama asta, am avut crema de față, am avut tonerul, am avut gel de curățare, deci știu că mă împac foarte bine cu gama aceasta. Apoi, mi-am luat de la Alverde această cremă gel hydro, nu știu, ia să vedem, Alverde, cremă gel hidro pentru față, pentru piele deshidratată, formulă cu acid hialuronic, extract de alge și glicerină, oferă hidratare timp de 24 de ore, produs testat dermatologic. Aplicați dimineața și seara, superb, deci am crezut că e doar pentru dimineața, dar este și pentru seară. Ia să vedem cum arată. Ah, ok, așa arată. Așa, și să vedem cum e. Nu știu care este tema, v-am zis, exactă pentru luna aceasta pentru noi, dar cred că hidratarea și curățarea tenului ar trebui să fie la modă mereu. Are un miros de ceva, ori alge, ori castraveți, sau alge cu castraveți. Dar se simte atât de bine și a intrat super repede în piele. Îmi place și cum se simte. Apoi, trebuie să recunosc că am dat iama în măști. Deci, am luat așa. Balea Fruity Rainbow. Cum să arăți așa? Deci, nu. Cred că cei de la Balea ar trebui să primească un premiu pentru cele mai cute ambalaje.
Bine, mai sunt și altele, evident, dar nu, cele mai cute ambalaje de măști. Da. Apoi, am mai luat, și nu știu cu ce e sau pentru ce e, dar eu am luat-o, adică de ce nu. Cu acid hialuronic am văzut acolo. Apoi, Be Happy, o mască roz, la fel. Puteți ghici de ce am luat-o? Mi-a plăcut și rinocerul ăsta. E cute așa. Iar asta este cu cocos, cu ananas, cu hialuron. Bine, ananasul știți că nu este preferatul meu, dar dacă este cocos, am observat că în general produsele astea care au ananas și cocos, mai mult e pregnant cocosul decât ananasul. Și am mai luat chestia asta, este prima oară când văd așa ceva. Balea, mască, șervețel, rodie și pepene și sunt 7 bucăți. Mi se pare super tare, o să am la măști foarte mult timp de acum încolo. Apoi, o altă chestie care mi s-a părut interesantă de la Balea, acest Eye Lip Serum Beauty Hyaluron, mie mi se termină acea, ce doamne iartă-mă, e cremă de la Nivea și am zis hai să iau altceva. Și îmi place foarte mult că e așa tip, era zic rolon, tip cu pompiță gen, uitați că până iese. Ups, am scos prea mult. Wow! Ce textură! Interesant! Nu am mai văzut... N-am mai avut până acum așa transparente. De obicei, cremele de față pe care le luam eu... și are un miros plăcut. Mă duc cu gândul la o gumă de mestecat. Puțin așa. Am pus extrem de mult, după cum ați putut vedea, dar nu e așa lipicios. Doar că intră un pic mai greu pentru că am pus mult, că... Fiind prima utilizare, na. Da, interesant mirosul. O să vă țin la curent și cu acest produs. Apoi, trebuie să ne mai și demachem. Bischete de la Ebeline. Bune ca de obicei. Așa. Și mi-am luat chestia asta. Să încerc, nu știu ce să zic. Este vorba de un... Uite că nu văd eu nimic aici în română. Este un ser pentru, nu știu dacă e și pentru și pentru ochi și sprâncene, oare? Așa arată, că nu cred că vi l-am arătat, de la Balea. Și hai să-l desfacem, să vedem despre ce e vorba. Ia uitați cum arată, și e cu roz. Ia să vedem. N-are cine știe ce miros. E așa, ca o formă de tuș. Vom vedea despre ce e vorba. Vă țin la curent. Și trecem la make-up, pentru că iar mi-am făcut de cap și la make-up. Mi-am luat așa. În primul rând, acest... cum îi zic ei? Bază de fard de ochi de la Trendy Tap. Care se numește ceva cu... grip, dar nu văd că e pus 2 hours later. Vreau mai ce să văd. Super grip, ok, hai că se vede. Atât am putut să scot din el. Super grip se numește. Și sunt curioasă, nu cred că am avut bază de machiaj de la Alverde, dar de la ăștia, de la Trendy Tap, chiar n-am avut. Și are o textură ca de silicon, așa. Un pic lipicioasă, dar nu foarte mult. Da, o țin la curent. Apoi, mi-am luat pentru unghii acest Coco Loco. De la Trendy Tap este un ulei pentru unghii. Că vreau eu să îmi întăresc un pic unghiile. Și am zis să ajut un pic. Ăsta este Coco Loco. Este de miroase a cocos. Dacă tot... da, miroase a cocos. Așa, și acum să trecem la ceva mai interesant. Am luat o chestie de sprâncene, Brow Tattoo Liquid Liner, de la Trendy Tap, cred. Dar stați să vedem că iar e cu lipici pus. Ok, deci avem așa ca un fel de tuș.
Chiar ca un fel de tuș, ia să vedem. Ah. Ok. Eu cred că mi-am luat nuanța cea mai deschisă, 010. Ia uitați ce fel se vede, nu știu dacă îl vedeți. Nu știu cât o să mă descurc eu cu el. Liquid Liner Brow Tattoo, 72 hours. Da. Nu știu să vă zic mai multe, așa arată el. Vom vedea. Apoi, mi-am luat chestioara asta, că mi-a părut drăguță. Multistick, Cheek Lip and Eye. Este ca un fel de blush cremos. Trec acum printr-o perioadă în care îmi place foarte mult blush-ul de tip cremă. Și, deși am spus, știu, nu știu dacă v-am zis vouă, dar mie sigur mi-am zis că nu o să mai îmi cumpăr blush-uri cremă cât am rujuri, nu m-am putut abține și l-am luat și pe ăsta. Dar e atât de drăguță nuanța, doamne, ia stați să vedem. Vedem toate cele, na. Nu știu cât de bine am reușit. O să mai curăț eu după, în fine, stați să vi le arăt. Deci, acesta este. Și mi se pare că pentru un make-up așa natural, de primăvară-vară, o să meargă super bine. Eu am nuanța... Ce nuanță o fi? Stai că scria undeva. Și hai să vedem, că uitați ce drăguț arată. Va, dar ce nuanță plăcută! Bine, am pus mai mult ca să-l puteți voi vedea. Dar blenduit. I'm impressed. Nu știu cât se vede că... Na. Dar arată foarte bine. Și hai să vedem cât produs e. E ceva. Oho. Oh. E mai mult decât un ruj, să zic așa. Și bine, cred că pot să-l aplic și pe post de ruj. O să vedem. Și am arătat două chestii de care sunt super mega entuziasmată. În primul rând avem un lip liner, nuanța 040 Berry. La fel, vi-l arăt imediat după ce îl operez aici pe... Ok, avem acest lip liner de la Alverde, tare drăguță-i nuanța. Mi-a plăcut foarte mult. Wow, și în acela tip... nu e chiar... ca un creion normal. Vedeți că e așa cerat. Ca un creion cerat, zici că e. Ia să-l încercăm. Vai, ce nuanță frumoasă. Așa arată. Nu mai luasem de foarte mult timp un creion de buze. L-am văzut pe ăsta, eram între ăsta și unul nude, dar am decis să-l iau pe acesta. Și mai am un produs de la Alverde. Nu mai știu pe cine mi l-a recomandat pe ăsta. Nu pot să-mi aduc aminte. Sau l-am văzut eu la cineva pe Instagram. Nu mai știu. Și eu de obicei nu uit detalii de genul acesta, dar de data asta chiar trebuie să mă credeți că nu mai țin minte. Ok, ăsta este Alverde Matte Lipstick, nuanța 14, Pink Temptation. Deci... eu zic că acest produs era menit să ajungă la mine. În primul rând, e numărul 14 și o să născut pe 14 octombrie. Și se numește Pink Temptation. Pink. Una dintre nuanțele mele preferate. Ok, așa arată el. Și hai să vedem. Ah, ce frumos! Ah, miroase. Ah, îmi place cum miroase. Vai, ce nuanță superbă! Ia uitați voi! Și am un creion de buze care se potrivește cu nuanța asta, deși cred că aș putea să folosesc și creionul pe care l-am luat eu. Superbă nuanță! Ok, și mai am un produs despre care probabil vei zice, ok, dar de ce l-ai luat? Este vorba despre o protecție solară cu SPF 50 pentru copii. Arată așa și motivul pentru care am luat acest produs este pentru că este în formatul ăsta stick. Este de la Baby Love. Deci, pe mine mă duce cu gândul la un
Lipici. Dar l-am luat pentru că m-am gândit eu. N-are miros, dar m-am gândit eu că ar fi... A, și nici nu se simte lipicios sau... Wow! I'm impressed. Ok. Dar când încerc să pun mai mult să văd... Se simte super tare. Ok. Sunt curioasă cât produs avem aici. A? Ok. Ok. Băi, dar are ceva produs. Mai iese? Ok, ăsta este tot produsul. Măi, deci sunt impresionată. Dacă este și bun, este și pentru față și pentru corp. M-am gândit că o să fie bun, nu știu dacă vreodată vreau să... sau vreodată. Dacă ies undeva la plajă și vreau să îmi dau pe cicatrice cu protecție solară, să... Na, asta fiind pentru copii, ar trebui să fie mai curățic așa în ingrediente. Nu m-am uitat, sincer, dar ia să vedem. Spune așa. Protecție foarte ridicată, UVA, UVB, fără parfum, octocrilen și nanoparticule. Rezistent la apă, pentru piele sensibilă a bebelușilor. Trecem peste. Așa. Ideal pentru nas, urechi, frunte, obraj, pe timpul verii sau iernii. Produsul este tot așa. Aplicați așa. Da, super tare. Vă țin la curent. Și astea sunt toate produsele. Măiculiță, cât am putut să vorbesc, dar au fost și multe. Vă recomand să mergeți la DM și să profitați de reducerile lor și de asemenea să vă scanați cardul la plecare, pentru că puteți să primiți diverse cupoane pentru anumite produse sau să fiți atenți la cupoanele pe care apar în aplicații. De exemplu, mie mi-a apărut acum 20% reducere la un articol preferat. Super tare! De asemenea, să nu uitați că ei au, nu mai știu dacă în fiecare marți sau la 2 săptămâni sau o chestie din asta, uitați-vă la ei pe cont, pentru că au emisiuni în care aduc tot felul de persoane și vorbesc despre anumite produse. Știu că luna aceasta sau marțea aceasta, deci nu asta în care, nu săptămâna asta, săptămâna viitoare, parcă au invitat ceva pe make-up sau fac ceva pe zona asta de make-up, așa că fiți atenți la ei pe Instagram, că mereu postează, și pe TikTok de asemenea. Ok, cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut clipul, așteptați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ați superbă! V-am pupat! Pa!